Bun. Și putem începe? Da. Bună ziua și bine ați venit la Casa Corpului Didactic, la un atelier eveniment pe care l-am cu mare, mare interes. Sunt Doina Geru, directorul Casei Corpului Didactic și vreau să vă prezint astăzi invitații noștri, partenerii noștri cu care am lucrat la acest atelierul va fi susținut de domnul profesor Constantin Lomaca și este organizat de Casa Corpului Didactic în parteneriat cu DataWare, partenerii de nădejde, care suntem într-un parteneriat, într-o prietenie lungă și frumoasă. Pentru început, am să-i dau cuvântul domnului este reprezentantul DataWare și vă va spune despre proiectul în cadrul căruia atelier. Bună ziua, bună dimineața. Constantin Savu este numele meu, sunt și vin în fața dumneavoastră cu smerenie și respect și împreună cu partenerul nostru din Galați și cu Capitolul Energetics Education realizăm acest atelier. Aș vrea să spun două cuvinte vis-a-vis de aplicații, că toată lumea vorbește despre aplicații și despre și despre profesor virtual și despre tot felul de genul ăsta de inteligență artificială care va... Eu nu cred în treaba asta. Eu cred că aplicațiile pe care noi le dezvoltăm sunt o unealtă pentru noi, sunt un sprijin. Nu o să înlocuiască niciodată un profesor la o aplicație. Dacă emoția din clasă, emoția în care un copil primește o notă sau primește un sfat, nu va fi înlocuit niciodată de o aplicație. Și din acest motiv, scopul nostru, ca dezvoltator de IT, ca cei care dezvoltăm această aplicație, este să îmbunătățim interacțiunea elevului cu, în aplicație și dumneavoastră să vă ajute aplicația să fie ca un tool. Mai multe detalii despre proiect o să-i dau partenerul nostru Vali legătura, ca să zic așa. Vali, te rog. Și scuzați-mi un pic emoțiile. Mulțumesc, mă. Bună ziua, numele meu e Vali Efrim. Mă bucur foarte mult că ați venit, mă bucur că ați onorat invitația. Știți cu siguranță, nu mai trebuie să vă spun eu, că o să fie un atelier extraordinar. Știți foarte bine pe domnul profesor Lomaca, știți ce proiecte a avut până acum pe zona asta de descriptor de performanță. Cu siguranță știți matricea de descriptor pe care a făcut-o pentru ciclu primar, în cadrul Aspire Teachers. Și știți de mersurile pe care le-a avut în zona de descriptor de performanță și organizare curriculară pentru clasa a 5-a la matematică, proiect început cu merită și ulterior dus de un profesor într-o direcție proprie și o să vă vorbească despre abordarea dumnealui pe zona de descriptor de performanță. Poate pare puțin ciudat că o persoană care vine din zona de IT vorbește de descriptor de performanță și o să vă spun de ce mi-am lovit de problema asta. Eu nu am nici pregătirea, nici harul domnului profesor, așa că mi-este cel mai ușor să vă explic situația dându-vă povestindu-vă o întâmplare, spunându-vă o snoavă. Cu siguranță știți gluma aia cu polițistul care învață tabla mulțirii. O știți? Vă spun foarte repede că este elocventă. Ei, imaginați-vă că în Academia de la Câmpina, școala de la Câmpina, acolo, da, avem o clasă cu polițiști foarte talentați, foarte inteligenți și din clasa asta cineva are o problemă cu matematica și nu reușește să prindă tabla mulțirii. Nu reușește, pur și simplu, nu se prinde de el. Și atunci profesorul caută o abordare alternativă, zice, uite, poți să te învăț cum cânte cel. Și uite, fredonează. 1 ori 1, 1, 6, 1 ori 1, 2 ori 2, 4, 2 ori 2, 4, și tot așa, și tot așa. Săptămână după săptămână, omul nostru învață toată tabla mulțirii. După întâmplarea asta, într-o dimineață, nevastă se laudă cântând în duș. Femeia, dar soțul meu nu cântă în mod normal. Ce s-a întâmplat? Iese din duș și îl întreabă. Bă, dar cine
ce cântai? Mă, un cântecel. Dar care cântecel? Păi, nu știu, l-am învățat la școală, am reținut melodia, dar am uitat versurile. Aici intervin descriptorii de performanță, de fapt și de drept, da? Că dacă luăm activitatea asta educațională și o judecăm, elevul e foarte încântat, da? Cel instruit e foarte încântat, a fost o experiență plăcută, a învățat un cântecel, nu numai că l-a învățat, l-a și ținut minte, îl repetă dincolo de școală, acasă. E perfect, da? Dar impactul nu e acolo, pentru că, în realitate, competența care trebuia dezvoltată nu a fost dezvoltată, da? Și aici intervin descriptorii de performanță. Dumneavoastră vă loviți de situația asta foarte, foarte des la clasă. Și problema e cu atât mai serioasă cu cât nu există un cadru unitar care să vă fie oferit. Etaje, ștachete, niveluri, niveluri de competență care să fie corelate cu note. Și toată greutatea asta cade pe umerii dumneavoastră, la clasă. Și dumneavoastră sunteți cei care preluați programa bună, rea, așa cum este, treceți prin toate competențele, treceți prin toate activitățile, trebuie să vă stabiliți, trebuie să faceți lucrurile astea în raport cu oamenii pe care aveți în față în clasă. Clasele nu sunt la fel, elevii nu sunt la fel. Provocarea noastră este alta. Avem un proiect de cercetare pe care l-am câștigat, pe care îl implementăm și în care vrem să facem, și aici o să folosim niște cuvinte foarte urâte, dacă vă avertizez, urmează informații care să vă afecteze emoțional, o aplicație pentru școala online. Școala online nu mai e o sintagmă frumoasă în România de ceva timp, de la pandemie. Aplicația pe care vrem noi să o facem e puțin diferită față de aplicațiile clasice de instruire online. Nu e o platformă de e-learning. Ca să descriu așa cum e o platformă de e-learning, de fapt, imaginați-vă că aveți de condus o școală și pe postul de director educațional numiți contabil. Asta face o platformă de e-learning. Da? Este un contabil al educației. Face o structură, are lecțiuțe pe care le scoate într-o bibliotecă, vi le dă, vi le numără, vă spune câte aveți, cât timp a stat elevul pe lecția respectivă, în ce succesiune trebuie să le facă, să nu cumva să se abată, prea puțin personalizare. Noi asta încercăm să facem, să personalizăm educația. Dar dacă vrei să o personalizezi, trebuie să te bazezi pe două lucruri foarte importante. Să cunoști necesarul de instruire, să cunoști exact profilul educațional, amprenta educațională a celui pe care vrei să-l instruiești și mai mult decât atât, să poți să mergi în pași suficient de mici, constructivist, încât să-i construiești ușor, ușor cunoașterea sau să îi acoperi carențele din aproape în aproape. Pentru asta determinatorii de performanță sunt esențiali. Noi în aplicație nu ne bucurăm de sprijinul unor oameni ca dumneavoastră. Oameni deschiși, motivați, care în vacanță aleg să vină la instruire. Nu glumesc aici. Vorbesc foarte serios. Asta e un lucru foarte important pe care noi îl apreciem în mod deosebit. Asta arată ceva. E un mesaj. Dar noi nu vă avem în aplicație. Lucrurile trebuie să se miște de la sine acolo. Și atunci, pentru noi, a fost foarte, foarte important pe disciplina pe care o abordăm, pe matematică, să definim descriptorii ăștia de performanță, să vedem care sunt pașii de anume se împiedică elevul nostru. Și dar trebuie să intervenim și cum. Ei, prin urmare, din capete diferite ale problemei, ajungem la același miez sensibil, da? La aceeași rană și punem toți degetul pe aceeași rană. Avem nevoie de un cadru, avem nevoie de un ghid, avem nevoie de o îndrumare legată de formularea, descoperirea, definirea și utilizarea descriptorilor de performanță. Noi, în aplicația noastră și dumneavoastră, cu siguranță, de la domnul profesor, puteți prelua know-how-ul pe care îl are dumnealui și îl puteți adapta la clasă. Eu o să merg foarte, foarte repede prin informațiile proiectului. E un proiect finanțat prin POC, un proiect de cercetare, după cum vă spuneam. Are un buget generos, e implementat în Galați, lucrăm la el deja de 2 ani jumate, mai avem jumătate de an. Beneficiar este Datavert Consulting, noi Synergetics Educațional suntem parteneri. Eu nu o să vă citesc pe slide obiectivul general. Ceea ce ne-am propus noi a fost asta, să venim cu o altă soluție pe zona de instruire online. Să propunem o altă paradigmă de instruire online, mai apropiată, mai personalizată.
Dacă există o problemă cu e-learning-ul, este că până în prezent e-learning-ul nu a reușit să se ridice la înălțimea promisiunii pe care a făcut-o inițial în anii 80 când a apărut. A spus că vom democratiza și vom personaliza instruirea. A fost nevoie de o pandemie ca să ne dăm seama că de la nivel declarativ până în practică e distanță foarte mare. Că modul ăsta democratic există atât timp cât ai conexiunea la internet și hardware-ul necesar. Că personalizăm atât timp cât cineva din zona de aplicații vine și face aplicația de așa natură încât se poate fi personalizată instruirea. Și atunci asta încercăm. Cât putem noi puțin pasul ăsta, treapta asta pe care urcăm și noi, să ne apropiem puțin mai mult de ce a promis domeniul în care lucrăm în anii 80. Sper să reușim după 3 ani de proiect. Dumneavoastră cu siguranță veți avea rezultate mult mai bune decât noi folosind ceea ce o să ne spună domnul profesor astăzi în atelier, la clasă. Mulțumesc mult pentru participare și v-am spus să apreciem în mod deosebit efortul pe care l-ați făcut ca să veniți astăzi. În 1996, 95-96, când am început să lucrez ca profesor în Australia, am avut o slujbă la vreo 600 km de Sydney. La încă vreo 200 de km de acolo, oamenii aveau computere Mac la școală. Apropo de tehnologie, după aia au dispărut Mac-urile o perioadă, a revenit Steve Jobs, a revenit. La mai mulți ani după ce am venit în Sydney, am trecut în anii 2005, cam așa, computere, desktop, laptop, mini iPad, iPad, laptop din nouă tehnologie. Ce vreau să spun? Este că asta cu tehnologia, în mare parte, birocrații și politicienii v-au furat-o un pic. Pentru că le dă lor bine și tot introduc. Partea bună este că se investește, să se cheltuiesc, dar nu se transmite obligatoriu la clasă, la învățare, ca să o folosească profesorii cum trebuie. Asta e părerea mea ca introducere. Da. Faci o aplicație care se învăță după toare și nu este adoptată de către oameni, de către elevi sau către cei care se adresează, nu este degeaba. A făcut o aplicație degeaba, să fie mai degeaba. Și să facă munca profesorilor mai ușoară în sensul de să ne concentrăm mai mult pe ce face la clasă. Asta am încercat și eu să transmit, da. Că noi credem că este un tool. Nu înlocuiește, niciodată nu va înlocui nici inteligența asta. Nu deocamdată, dar cine știe. Nu știu, poate... Aveți și roboții emoții? Să fie și cu emoții. Dar în momentul ăsta... Să știți că am sărit pe burtă o singură dată în viața mea de frică. Și aia a fost jucându-mă Doom 3. Nu prin interacțiune cu oamenii. Și cu aplicații. Un joc. Noi aici am gândit și aici, în zona asta, gândim și aplicații de care... Le dezvoltăm în momentul de față ca un instrument pentru a facilita un progres sau o productivitate mai bună. Dar nu gândim înlocuirea unui om sau și mesajul acesta l-am văzut de multe ori, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar este un mesaj prost venit din partea politicienilor, de exemplu. Debirocratizăm. Dăm afară oamenii care stau, nu spune nimeni că debirocratizarea, transformarea digitală trebuie să ajute omul. Toată lumea vine cu mesaj în care zice, gata, dăm afară. Și atunci ce se întâmplă? Toată lumea va fi reticentă oricărui schimbări. Aplicația butonul roșu nu-i prea roșu, e ba din stânga, ba din dreapta, nu vine să-i transmită un mesaj în care să-i spună, omule, aplicația asta te ajută să faci treaba mai bine și să mai faci
ceva în plus. Ăsta e scopul. Ăsta e scopul aplicațiilor. Asta și asta e riscul, că e, chiar mă gândeam, cred că ce trăiesc eu acolo, acum unde sunt, e mai multă birocrație decât acum 15. Deci tehnologia, după mine, n-a redus deloc birocrația. Pentru că ce fac ei? Te pun să faci tot felul de chestii documentate ca să colecteze datele și să le prezinte într-un fel sau altul. Deci le faci slujba lor și atunci își dau seama, ia să mai folosesc platforma asta sau programul respectiv, să-i pun pe profesor să justifice orice pas pe care îl fac, ăștia bagă informații acolo, îl folosesc. Asta e o provocare pe viitor după mine, că birocrația n-a scăzut și crește cu tehnologia. Paradoxal. Birocrație digitală. Ca următorul etat, ca următorul pas al etatului. Să trecem într-o birocrație digitală și o să așteptăm într-o coadă de așteptare să ne vină rândul la... Dar până atunci noi ne ducem la clasă zi de zi. Mulțumim cu atât. Vă mulțumesc eu frumos. Mulțumim că ne-ați dorit la trecă și din asta sigur că ați participat la lingocetică la acest eveniment și ascultăm cu atenție. Mersi mult. Și mulțumesc foarte mult pentru invitație. M-am bucurat tare mult că ne-am potrivit la program, că și eu am o săptămână de vacanță. Foarte pe scurt, pentru cei care nu mă știți, eu am plecat din România în 1991, am stat aproape 2 ani în Grecia, după care am plecat în Australia, am intrat în învățământ în 95 și de 8 ani sunt în Germania. Am predat științe toate astea, fizică, chimie, biologie, că acolo până la clasa 10-a te pregătești să le faci pe toate. Am făcut un an de psiho. Aici în România am făcut geologia, și în Australia am făcut un an de psihopedagogie, full time. Și acolo am făcut și didactica științelor, pe lângă ce alte materii am mai făcut. Practică pedagogică care se face foarte serioasă în alte părți. Te duci la școală, predai 10 săptămâni, numai parte din cursul de profesor. Și de 8 ani am venit în Germania și cu gândul că am învățat câte ceva. Am fost și director de curriculum o perioadă. Și am zis, am învățat câte ceva și dacă tot am învățat, am și mama și sora la Buzău și hai să fiu mai aproape de România și poate mai împărtășesc colegilor mei, pentru că eu vin aici ca și coleg. Deci eu sunt la ore toată ziua, vă dau full time, am 3, 4, chiar și 5 ore toate de 60 de minute pe zi, plus ședințe, plus alte. Deci știu foarte bine ce se întâmplă când ești la catedră, știu foarte bine cum este cu conducerile școlii, mai bune, mai rele, cu sistemele și așa mai departe, fiecare cu părțile lui, dar am zis că am învățat câte ceva. După ce am luat contactul cu România mai serios vreo 2-3 ani, am văzut că unele lucruri sunt de departe de a se aplica, pentru că e foarte mare distanța. Și plus că este mare și percepția toată greșită a ceea ce e în alte părți. Și tot încerc să le echilibrez în așa fel încât ceea ce am de spus să fie folositor și sper din tot sufletul să găsim ceva folositor. Și să mă întrerupeți pe parcurs dacă aveți întrebări sau ceva, necesită mai multe explicații. O să pun prezentarea într-o secundă. Deci asta este ideea principală. Iar așa am descoperit, apropo de scripturi de performanță, că una dintre chestii care se repetă și care nu mă așteptam să nu existe deloc este lipsa acestor de scripturi de performanță. Că dai o notă într-un oraș în Galați și mă duc la muzeu și pentru aceeași materie, la aceleași conținuturi, aceeași competență, oamenii pot da note diferite, că nu există cât de cât un numitor comun ca să le echilibreze. Noi lucram în Australia, mai ales unde am lucrat și în afara școlii cu echivalentul de inspectorat, de acolo unde luam mostre de la școli, cum au dat anumite note, alegeam de acolo câteva exemplare, aduceam anumiți profesori cu experiență, le spuneam, le dădeam descriptorul de performanță la care o să ajung în următoarea jumătate de oră, ei le corectau lucrările respective, cădeau de acolo și spuneam, asta e o lucrare la acest gen de evaluare, vorbim de evaluări, nu genteze, că acolo e mai simplu, mai complexe, unde asta e o evaluare de nota 7 sau 6-7. În general este cu o diferență de un punct, că asta e acceptabil. Și aduci profesorii la pregătirea asta profesională, dezvoltarea profesională și le dai lucrarea respectivă. Stați la masă, corectați ce notă i-ați dat. Și le arăți de ce ar trebui să fie un 6-7 și nu un 9 sau 10. Sau ar trebui și ei să cadă de acord. Și cu felul ăsta învățam unii de la alții și eram cât de cât aliniați. Părerea mea că se poate face și aici, la școală, dacă oamenii știu, vor și au un pic de timp.
mai ales măcar la aceleași, bineînțeles, la aceleași materii, dacă sunt mai mult de un profesor la aceleași materii. Acum cu online nu e mai ușor să comunici și cu profesorii la aceleași materii din alte părți. Deci dacă e singur profesor de fizică de clasa 5 la școala ta, găsești pe cineva online, sunt atâtea, dacă eu pot să comunic cu oamenii și cu Tishful, Rubinia și cu Spaia, care chiar începe acum proiect la matematică cu Spaia săptămâna viitoare. Așa. Dacă de acolo poți, de la distanță, dar bine, dacă totuși ești aici mai aproape, aceeași vacanță, și să găsești lucruri comune. Măi, uite, am acest gen de lucrare, tu cum dai nota, eu când dau nota. Și o să revin la asta, cred că mesajul meu cel mai așa, arzător, sau cel mai, la care țin cel mai mult, este asta, că dacă comunici, dacă colaborezi, dacă discuți, îți clarifici lucrurile mai mult și atunci n-are cum să nu fie un anumit progres. Și încet, încet trebuie să te dezbarcă, aștepți de la minister, aștepți de la minister. Bineînțeles, nu vorbim acum de ceea ce e obligatoriu. Dacă să aștepți ghidaj și instrucțiuni de acolo, trece viața. Și e păcat când îți iubești meseria și îți iubești copiii. Dar hai să intrăm la subiect. Acum trebuie să pun asta. Mă scuzați puțin. E bine așa că merge. La sfârșit o să am și varianta în PDF care o să puteți să o luați. Eu i-am zis și 4C, titlul dumneavoastră e mai frumos acolo, locul drumul a competenței. Dar poți să vă întrebare? În orice moment. Mi s-a părut foarte interesant un lucru de ce a spus și anume că profesorii de proșcoală, profesorii din mai multe școli, din orașe, poate chiar la învățământ, pot să schimbe informații între ei și pot să construi. Și ar putea să construiască cadrul acesta de determinatori bazându-se pe know-how-ul unora sau al altora și să-l facă împreună la, la nivelul ăsta, aici. Da. Am înțeles corect? Corect. Dar nu e atât de... Mi-e ușor mie să zic, pentru că noi avem săli, avem unde să ne întâlnim, aici să stăm patru aici de vorbă, găsim un loc unde pot patru sta de vorbă și cu timpul e altceva, între. Toți de văită de timp și toți lucrăm până târziu. Noi nu terminăm, la 4 oficial terminăm. Dar timp ca să faci și asta și atunci unde îl încadrezi. Ideal ar fi prin orar să-ți dea timpul, nu să fie așteptat ca să stai după ore să faci. Cum știți cu toții, toți stăm după ore, mai ales când ești la început, nu mai vorbesc, îți pregătești lecțiile, mai cauți, mai nu știu ce. Și oricare profesor dedicat va sta un pic și după ore, dar nu poți să-i cer să facă ceva nou și mai ales că va trebui negocieri, discuții, analize, numai în timpul lui. Într-adevăr. Sincronizare, dar dacă conducerea vrea să poate, că spune, nu putem decât la marțea de la 3 la 4, dar, să zicem, de la 1 la 2, 3 din 4 este liber, al 4-lea nu este. Îi dăm, pune pe altcineva să facă ora respectivă. Luăm un supliditor sau un alt profesor, îi dăm o oră acolo, îi luăm de dincolo. Dacă se vrea, se poate. Noi aveam un program când marțea dădeam drumul copiilor mai devreme și stăteam toți două ore și lucram la proiecte de genul ăsta. Și iarăși, fiecare lucra ore mai multe, dar făceai și chestia asta, aveai ore mai puține. Se pot organiza multe din ora, dacă școlile au autonomie, dacă directorii n-au frică. Și când zic n-au frică, nu se facă lucruri care n-ar trebui. N-au frică să fie inovativ, să încerce. Că o fac pentru copii. Asta cu timpul toată lumea se poate peste tot, să știți, credeți. Așa, nu știu, să vedem spate că am pus eu culorile acum, măi, că am pus culorile ca contrastul cap slab. Așa, deci contextul și terminologia. Și foarte interesant că eu m-am gândit la asta ca să creăm cadrul în care acționăm și funcționăm și am primit un comentariu că am pus postarea despre atelier și se potrivește foarte bine în contextul ăsta și o să vă citesc de acolo. Să ne avem cât de cât în minte noi, măcar ăștia aici, de ce evaluăm și ce.
Că dacă noi doar evaluăm ce ne spune Ministerul să evaluăm pentru că ne spune Ministerul să evaluăm, e o diferență față de evaluăm pentru că noi considerăm că ei trebuie să învețe ce înseamnă mișcarea sau ce înseamnă relația dintre forțe și energie sau mai știu eu ce la materiile noastre și pe urmă de ce evaluăm asta și nu evaluăm alta, de ce evaluăm anumite ecuații, folosirea anumite matematici la științe și nu altele și așa mai departe. Deci trebuie și noi prin prisma materiei pe care o facem să ne clarificăm asta. Deci sunt două. Da, trebuie să faci ce ni se spune, dar noi, că la clasă ești șef acolo, față de alte meserii, totuși noi suntem în control și putem să facem mult. Așa, până cum facem evaluările și ajungem la descriptorii de performanță și, într-adevăr, o să vă arăt dacă n-ați văzut ce am făcut cu grupul pentru școală primară, cu descriptorii de performanță pentru clasele 1-4 și pe urmă la clasa 5-a, ce am început când au fost eu de a lucra cu Merito și ce au produs ei este accesibil, se poate găsi și mai ales când o să începe și o să vă rog să lucrați la ceva mai târziu, la matematică le puteți găsi acolo. Exemple STEM, am înțeles că este o doamnă care este de limba română? A venit? Un domn profesor de limba română. De limba română? O să vorbesc cu dumneavoastră separat, că n-am știut că vine cineva la română și am scos ce am avut, dar am niște chestii interesante și pentru limba română. Nu le-am făcut eu, le-am făcut o altă doamnă, dar sunt parte din când am colaborat eu cu dânsa și le-am. Da. Așa. Să aplicăm ce am învățat, o să facem o activitate în care o să vă rog să luați dumneavoastră o competență specifică, cam ce am făcut doamna Andrei anul trecut, o competență specifică, să-i scrieți descriptorii de performanță, care cădeți de acord cu ceilalți colegi de aici care predau aceeași materie, poate să fie la orice clasă, și după aia să încercați să schițați o evaluare care să evalueze acei descriptori de performanță. Ce fel de întrebări le pun copiilor care ei să demonstreze că au atins această competență? Dar competența are mai multe nivel. Și cum îmi structurez eu lucrarea și cum o scriu? Și în loc de încheiere am vreo două, trei chestii, vreau să așa, ultimile mele gânduri, cam pe unde cred eu, filozofic vorbind, sau de teoriile educației, unde se află România în momentul ăsta. Pentru că se apare tot discuția asta, va veni o nouă lege a învățământului și așa mai departe. Și apropo de legea învățământului, opa, trebuie să meargă, ba da. Să discut definiția lor de acolo, din legea învățământului, dar pe site-ul Comisiei Europene spune că anul 2023 e anul competențelor. Este interesant că în limba engleză e folosit cuvântul skills, nu competences, care există. Cât de uiți am pus mai departe un pic o... De ce au tradus ei așa, că totuși sunt oameni care știu limba engleză și... Traduci skills prin competențe, zic cam altceva. Dar totuși există un pic din definiția în engleză a ceea ce este skills, care se poate traduce prin competențe. Iar dacă îl traduceai doar prin îndeleniciri, iarăși nu mergea, că e un pic mai mult. Dar este interesant chestia asta de semantică, de traducere, este totdeauna foarte importantă să înțelegem sensul cuvintelor. Și ajungem la această definiție, uite, să atragem competențele care au nevoie a întreprinde. Asta este o declarație, o exprimare foarte utilitaristă, care este despre tot aplicații. Facem ca să fim buni să intrăm în producție. Pentru asta avem nevoie de competențe. România a adoptat chestiile competențe, nu prea sunt în alte părți, termenul de competență nu se folosește. Noi folosim skills, knowledge și understanding. Nu zic așa neapărat mai bine. Dar trebuie să o definești ca să știe oameni. De ce vă cere să evaluați competențele, dar nu e clar definit termenul de competență. Și asta e interesant, mi-a scris un domn, asta vreau să vă citesc, că e interesant, până trec mai departe, în context să potrivește, domnul Fluieraș, care a fost profesor universitar de pedagogie la... și a scris un comentariu acum dimineață care are foarte mare dreptate. Imediat acolo. Zice așa.
Parcursul acestui concept se referă la competențe. A fost marcat de adoptarea și redefinirea lui de către OCDE, drept capacitatea, respectiv potențialul de depășire a unor cerințe complexe date de situații specifice, difuzarea lui apoi în rândul factorilor de decizie din învățământ pentru a fi supus în grabă și superficial reflexivității specifice din științele educației. Procesul numai căruia i s-a atribuit rolul de principiu de organizare a curriculumului, fără a fi testat în prealabil și fără a avea la bază un model și un cadru de implementare coerent. Conceptele de competență și performanță transferate din lingvistica modernă și semiotică, de educația practică și cea vocațională de către birocrații la Bruxelles, mai puțin familiarizați, a generat numeroase confuzii. Și încheie cu ce statut poate avea așadar conceptul de competență în educație, venit fiind din afara științelor educației, fără delimitările conceptuale care se impun și fără o cercetare științifică autentică a efectelor lui. Na, eu n-am vorbit cu domnul Fuera și înainte de asta, nici nu-l cunosc personal, doar pe internet, dar mi-a citit gândurile, că eu am zis când ducă prezentarea, știam că așa ceva este și n-aveam de gând să spun asta, că nu creăm ceva negativ, dar zic, hai să definim termeni, ca să știm cum operăm. Și că la urma urmei n-a fost el definit, n-a fost și ce, noi tot trebuie să funcționăm, trebuie să-i dăm un înțeles cât de cât. De unde luăm înțelesul pe care îl dăm? Băi, în primul rând, legea articolul 4, din legea care încă există, că nu a apărut aia nouă, unde spune că, vedeți, finalitatea principală este formarea competențelor. Ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, de prindere, abilități și aptitudini. Și pot mă explică de ce trebuie asta. Și sunt vreo 7-8 lucruri, sunt pe site-ul Ministerului Educației. Acum, uitați-vă la definiția din 83 pe care o avea Victor Presutor, care te-a apărut atunci. Nu e foarte diferită, dar ceva lipsește din asta contemporană. Capacitatea de a mobiliza un ansamblu integrat de cunoștințe, hai, deci multifuncțional, dar capacitatea de a mobiliza. Deci începe să intrăm în acțiune, pentru că o competență trebuie demonstrată, nu e doar la nivel teoretic. Cunoștințe, deprindere, atitudini și valori. Cuvântul valori dispare. Valori dispare, nu prea există. Să vorbești așa la general, dar nu și valori. Dacă îl aduci la concret, ce valori? Știu, demnitatea umană. Trebuie să vadă în fiecare materie, în fiecare subiect, pe fiecare an, undeva, ceva care se referă la asta. Așa, pentru a realiza diverse tipuri de sarcini de învățare. Deci, ce să luăm noi de aici, cât de cât? Ideea este că trebuie demonstrate, implică acțiune și implică o dezvoltare graduală a unui ansamblu, nu doar a cunoștințelor, în sensul de conținuturi. Cunoștințele sunt mult mai vaste. Trebuie să fim atenți când folosim cuvântul cunoștințe și ne gândim doar la niște conținuturi. Așa. Și am mai găsit și asta care mai clarifică un pic capacitatea. Iară se folosea foarte mult în trecut. S-a schimbat din 78 până în 83, s-a trecut un pic la competențe. Definiția e tot cam pe acolo. Însușiri funcționale, operaționale, iarăși, deprinderi, cunoștințe și apare aici și experiența. Asta e o definiție mai aproape de John Dewey, care duc la acțiuni eficiente de performanță. Deci acum ansamblu trebuie dovedit. Când dovedești, trebuie să aibă o anumită eficiență, să poată fi folosit la ceva cumva, chiar și nivel teoretic, o anumită eficiență. Așa? Și de performanță, deci îl poți grada, îl poți gradua. Așa. Și aptitudinea, spuneau ei, e substratul capacității, virtuală, potențială, abilitate, este reprezentată realitatea de acțiune a aptitudinii. Na, nu vreau să ne pierdem în semantică și poate mai sunt și alte definiții. Ideea este că copiii au aptitudini, trebuie să le arate, au abilități, dar nu doar abilitățile demonstrate ajung la competență. Și atunci fiecare le legăm de cunoștințele respective, le legăm de experiența necesară, și de deprindere, cum ce fel de deprindere vorbim. Și nu poți să te depărtezi prea mult de valori. Ce o să încercăm noi astăzi este să luăm cunoștințele, conținuturile care există, înțelegerea noastră a materiei, deci, și o să spun imediat și ceva despre cadrul în care funcționează științele, și să le dăm un sens
și să le legăm de aceste competențe în așa fel încât să noi să putem întinde o competență specifică și să vedem cam care ar fi nivelul în care ea poate fi atinsă și vedem pe urmă cum putem să o transformăm la clasă. Întrebări? Asta cu fagurile care le-am folosit înainte, iar acum ne vom ocupa de evaluarea competențelor. Și un plic de planificare a inversă, dar nu o să intru prea mult în ea. De ce nu trecem în următoarea? Nu o să insist pe asta cu planificarea inversă, dar e parte de aceeași abordare a planificării curriculare. Noi trebuie să știm unde vrem să ajungă copiii. Și atunci, ideal ar fi să ne clarificăm ce trebuie să știe, pe ce niveluri trebuie noi să ne asigurăm că ei vor ști lucrurile respective și pomul înapoi. Cum le oferim ocazia, oportunitatea să dovedească ceea ce știu. Nu doar prin teze și extemporale, că după aceea ce facem cu ele mai departe ca să-i aduce să învețe mai bine? Și asta e o dezbatere în sine, că evaluezi ceva în octombrie și nu te mai întorci la el. Și ai dat, să zicem, nota 7 și închei media în iunie. Și atunci îi mai dai evaluare din altceva și după aceea le aduci și în bază la 2, la 3, la 5. Dă dacă el între timp a învățat-o. Dă dacă nu mai știi nimic din ce am făcut atunci. Tu dacă îi dai numai evaluarea la sfârșitul anului, ce înseamnă exact? Înseamnă cum a progresat, dar ai măsurat progresul? Înseamnă ce știe în momentul ăla? Cât de mult este o judecată subiectivă, cât e obiectivă? Dar asta e cu tot o altă discuție. Ce vreau eu să subliniez este că trebuie să integrezi programa și pedagogia, cum am spus la punctul 2, și să faci planificarea știind unde vrei să ajungi. Așa, noi ne vom concentra pe punctul 2. Deci, în primul rând, identificarea rezultatelor dorite, ce ar trebui să știe să facă elevul la sfârșitul, să știe și să știe să facă la sfârșitul unității de învățare sau anului școlar, stabilirea parametrelor ce trebuie atinși pentru a demonstra diversele nivele de învățare și după aceea elaborarea planurilor de lecții. Asta nu o să ating deloc pentru că nu e treaba și știți, faceți, aveți, deci n-am eu ce să vă învăț aici, în cadrul ăsta, sau să sugerez. Am tot felul de idei despre activități, dar asta poate pentru altă întâlnire. Dar în principiu asta nu cred că e o problemă. Cum ne mutăm de la evaluarea asta numai prin examene? Acum, e destul de greu într-un sistem în care examenele și ierarhizarea sunt coloana vertebrală. Și cam asta, după părerea mea, asta, sistemul românesc e foarte mult bazat pe examen. Eu nu zic că nu trebuie examen și că nu e nevoie de examen și așa mai departe, dar când discuțiile, să spunem, în afara orelor, în afara ședințelor oficiale, se desfășoară doar în jurul notei, examen, intrat, liceu, ieșit, unde e învățarea? Dacă noi nu vorbim despre procesele de învățare, cine să vorbească? Câți părinți discută despre copii? Unii da, și jos pălărie. Dar despre cum învață copilul, în general, întreabă cum a fost la școală, bine, ok, da. A fost ok, da, cam așa, deci știți că dacă aveți copii, mai ales din ăștia introvertiți, dacă aveți, eu am unul introvertit și unul extrovertit, foarte mare diferență. La extrovertit știa și ce nu vreau să știu și ăsta introvertit, l-am avut și la școală, la mine, la ambele școli, și tot nu știam mai nimic, acum mai îmi spune ce făceau. Da. Dar câți părinți discută despre învățare? Discută despre note, a mers bine, n-a mers bine, care sunt mai insistent să mai duc, mai află de pe la profesor, mai discută. Părinții, după mine, cei mai eficienți sunt cei care știu și grupurile de prieteni și cine sunt cu tare, să mai știi cu cine se înhăitează, mai departe, cu cine iese.
În fine, dar noi trebuie să discutăm cu ei despre învățare și atunci ne gândim și la evaluarea acelei învățări. Că degeaba vorbim despre învățare dacă noi dăm tot același gen de teste, examene, niște teste grile, A, B, C, D și le dau, am văzut, hai să dau 3 puncte, 5 puncte, iar niște chestii care eu nu le pricep. Dar mi se pare foarte tehnic, așa, ca să adune niște puncte acolo. Ce este în spate? Nu vreau să, nu susțin deloc că nu învață copiii de aici. Dar știu foarte bine că masa aia din mijloc, și nu numai, în general, masa din mijloc, se pot face progrese mult, dacă am fi toți cinstiti și am băsura, se pot face progrese mult mai mari decât sunt. Nu vorbesc de vârfuri, la partea de jos trebuie oameni specializați care să ne ajute să facem mai multe cu ei, dar după mine cei 70, poate chiar 80% din mijloc aici trebuie sancționat. Că ei chiar spuneați, măsura, individualizăm și personalizăm învățământul. Ușor de zis, când ai 30 în clasă. Dar dacă știi cât de cât psihologie, cunoști pe copii, vorbim acum de gimnaziu. Cei care sunteți de la primar, sunteți puțin mai norocoși, că stați cu ei mai mult, îi știți bine. Mă uit și la noi, că la mine la școală avem de la ăștia mici, de la 3 ani chiar. E altfel de relații, știi? Dar noi la gimnaziu vezi odată, maxim de 2 pe săptămână, de multe ori, la matematică îi vedeți un pic mai des. Și ai 30, ce să personalizezi? Deci trebuie să ai deja în cap multe chestii care să le faci dimers în timpul lecției. Să ai, eu sugerez mereu, trebuie să duci la fiecare lecție pe 3 nivele să le ai. Deci să ai lecția în cap, cum ai preda unora care înțeleg totul foarte repede, cum predai unora care înțeleg dacă le explici și cum predai unora care fie nu sunt motivați, fie nu sunt atenți, fie nu interesează. Și să ai ceva, câte ceva pentru fiecare tot timpul. Cu experiența vine, nu trebuie să stai fiecare noapte până dimineața să-ți pregătești lecțiile. Dar mai mult de 3 nivele mi-e greu să văd cum ai putea să desfășori o lecție sau să o planifici cât de desfășura poți. Mai mult din astea 3 nivele. Dar în momentul în care le ai pe astea, îți cam dai seama unde se potrivesc copiii. Și ai activități în așa fel încât să poată intra la diverse nivele. Și să ai activități pentru aia care sunt foarte avansați, încât să aibă și plăcerea de a le face. Nu le dai mai mult ca termina mai repede. Nici asta nu e. Deci, sistemele astea de evaluare, de-aia copiilor le plac foarte mult genul de proiecte, de cercetări, de investigații pe care le fac. Nu trebuie să credem nici în extrema cealaltă, care s-a ajuns foarte mult. Acum, pe unde sunt eu, progresismul a devenit cam radical. Deci, am zis că în România progresismul este un progresism romantic, că se pare așa totul frumos. În partea altă s-a dus radical. De multe ori se consideră că numai prin joacă, numai prin investigare, numai prin totul e constructivist și deconstructivist. Și să pierd, de multe ori nu se mai fac bazele cum trebuie. Toate că a început deja să miște pendulul un pic înapoi spre normalitate. Dar e mare valoare în acest gen de proiecte și copiilor le place enorm. Și dacă le structurezi bine, se poate învăța foarte mult. Nu știu, predă cineva de geografie avem? Cineva de geografie? Aveam ceva frumos de tectonica plăților, chiar acum făceam clasă. Chiar în timpul cutremurului am avut și copii turci în clasă. S-a nimerit și făceam tectonica plăcilor, un gen de activitate unde le-am dat să facă un video, clasa 8-a, în care se prezinte ei ce au studiat după ce le-am mai predat un pic. În fine. Știm mai multe despre cum se produce învățarea, studii, metastudii, HATI și așa mai departe, progresele neuroștiinței. Aici, iarăși, după părerea mea, trebuie să fiu un pic, nu sceptici, dar atenți, pentru că dacă citești cu atenție cărți și articole despre cum se produce învățarea, cum funcționează creierul și așa mai departe, după mine, 3 sferturi sunt lucruri pe care le știu profesori cu experiență și cu intuiție. Nu e mare, emoțiile sunt legate de progresul academic. Bineînțeles, dacă omul e fericit să ceartă părinții acasă și așa mai departe, n-am mâncat dimineața, astea sunt, le știm, se întâmplă. Noi trebuie să ne ducem în clasă și cu dragoste și cu aia, nu doar că se dă niște mașini și trebuie să înveți. Dar, deci să nu ne ducem în extrema cealaltă, plus că foarte puțin, dacă iarăși citești cu atenție, foarte puțin înțeleg și biologia cu adevărat. Cum măsoară impulsurile astea? Măsoară fluxul de sânge care trece prin creier și ce, cum măsoară impulsurile alea electrice și activarea neuronilor? Nu e așa de simplu, trebuie să citești toată metodologia ca să-ți dai seama cine a făcut un studiu profund și cine doar așa, un pic la atins, că îi se pare că e interesant sau dă bine. Dar oricum se știe mai mult despre cum funcționează creierul.
Și iarăși, apropo de proiecte, da, le place că sunt implicați, că li se pare că au și un pic de libertate, că pot fi cei care au creativitate, că pot fi creativi, sunt mult mai productivi. Asta la proces, la produs, nu trebuie să-i obligi pe toți să fie creativi, unor nu vreau să fie creativi. Trebuie să dai posibilitatea, dacă sunt creativi, să fie creativi, să-i încurajezi să fie creativi, dar e destul de complicat, știu că la un moment dat se discuta de introducerea unui probe la bacalaureat, de creativitate. Chiar a fost ceva. Și toate studiile spun, nu evaluați creativitatea. Predați-o, integrați-o, uite cât este, dar stați departe de a evalua. Cum evaluați creativitatea? Și cine mai bun, Teodor Aman sau Van Gogh? Sau mai... Care e mai creativ, să zicem? În fine, hai să mergem mai departe. Așa. De ce, știu, băi, vine ăsta, Germania, spune-mi despre descriptor de performanță. Nu mi-aș fi permis până n-am lucrat cu oameni din România și am trecut prin ele în detaliu. Deci una este nevoia de așa ceva și alta este și cunoașterea la firul ierbii. Ăsta e primul dintre ele, care am lucrat cu Merito pentru clasa a 5-a, cu grupul de profesori când am început noi, la matematică, la geografie, la limba română și la muzică și la biologie. Ei le-au, după ce n-am mai colaborat, i-au continuat și au publicat pentru matematică, limba română și muzică. Și există, deci dacă vă duceți pe internet, le găsiți și acolo puteți să vedeți. Le-au detaliat, s-au schimbat un pic, au devenit destul de stufoase, dar nu neapărat de sensuri stufoase, dar dacă manevrezi prin ele, sunt un instrument foarte bun, care poate fi folosit. În încercarea asta, în încercarea de a avea anumiți numitori comuni în cum evaluăm competențele specifice. Plus că e o diferență foarte mare, competențele specifice la matematică sună foarte mult a conținuturi, iar cele de la chimie, să zicem, trebuie interpretate ca să-ți dai seama exact unde. Și la biologie chiar. Nu e același loc. Așa, și asta, deci, la gimnaziu, iar la primar, documentul ăsta din care am extras aici un pic, când o să vă rog să lucrați la ceva, se poate accesa tot. Sunt 10 pagini și se poate tipări ca un acordeon așa mare, pus pe perete. Unde am lucrat cu 5 doamne, încă sunt toate acolo, și eu mai mult la matematică mi-am dat cu părerea, la limba română învățam și o ascultam. Și am început-o și la știință, dar am terminat-o. Am zis că poate în vara asta să terminăm și la științele pentru clasele primare. Și am luat fiecare competență generală, competență specifică, și ne-am uitat ce înseamnă, cum își formează acea competență. Asta continuă foarte mult, am pus-o aici de la început ca să vadă ce am făcut. Diferența între curs de formare și formată, poate să fie notele prima, să zicem. Recunoaște, scrie și asociază cu reprezentarea lor, recunoaște, citește, asociază, scrie. Da? Deci, la lui îi dai nota 5-6, celălalt merge nota 7-8. Ai o anumită idee. Inițiativa asta a apărut... Fata asta, Natalia, care am întâlnit-o la TICI, lucrează într-o școală dezavantajată, la Augustin, în județul Brașov. Nu știu dacă s-a ajuns pe zona aia sau... E din altă lume ce e acolo. Și vin copiii în clasa, deci au terminat și se duc să predea, așa au copiii, să zicem, în clasa a 5-a. Și ei sunt la nivel de clasa 1-a. Sau în clasa 4-a și ei, nu știu, literele. De unde încep? Ce face? Lași repetent, că nu știe. Normal că nu o să știe. Nu știe nici de clasa 2, dar nici de clasa 4. O astfel de hartă te poate ajuta să accelerezi procesul, să știi mai cam de unde să încep cu respectivul copil ca să-l aduc acolo aproape de minim unde ar putea să fie. Că eu dacă mă duc cât ar trebui să știe în clasa 4, când e la nivel de clasa 1, și dacă lucrați în școli dezavantajate, știți foarte bine că asta e destul de comun, nu e excepția, s-a terminat, ce fac? N-ai cum să-l treci. Plus că ce fac cu ceilalți la clasă, deci trebuie să anumită strategie. Aici iarăși se ajută un astfel de desfășurător al competențelor ca să ajungă la anumit grad
în clasa 4, trebuie să treacă până aceste etape. Munca n-a fost așa ușoară, ca să nu se potrivesc. E o aproape distrație, rog că doamne astea aveau simțul umorului. Oamenii care au lucrat la ele au lucrat separat. Deci cei care au făcut clasele 0-2 nu sunt aceiași care au făcut clasele 3-4. Și o competență, dacă se cheamă 2-1 clasele 0-2, se cheamă 3-1 la relație. Cu toate că exact același lucru. Și le-am luat. Zic, cum le punem? Cum le-am pus în tabel? Cum le-am întors? Cum se potrivesc? Deci asta e una. Altă chestie care iarăși trebuie să fii, să fii atent și să dezlegi ce au încurcat alții care trebuie să le dezlege, este terminologia. Ce înseamnă să identifici? Poate că e ușor, dar ce faci când zici evaluează sau ordonează? Unele sunt mai clare, altele nu, o să revenim la asta. Dar uite acum prima rugăminte de făcut. 2-3 minute individual. Ce credeți dumneavoastră că trebuie să fie o evaluare sau evaluări în general? Și încercați, vom merge mai departe, nu rămâne cu cuvântul. Și să-l reduceți la un cuvânt. Trebuie să o vedeți mai departe. Dar asta e individual. Să ai rugăminte. 2 minute. Ce înseamnă o evaluare? Ideea dumneavoastră? Puteți reduce acel gând la un cuvânt care va fi refolosit sau folosit. Puteți să-l țineți minte, nu trebuie scris. Ok, acum în grup. Cum sunteți la masă? Acum n-are rost să ne grupăm pe materii. Care e cuvântul la care v-ați gândit? Și împreună scrieți 2-3 idei. Formulați 2 întrebări pe care le-ați pune unor altora sau altora. Și după aceea o afirmație a grupului despre evaluare. Deci la sfârșit, nu întrebarea, ci afirmația. Ce idee comună are grupul dumneavoastră despre evaluare? Înapoi? Da. Da, da. Adică înainte. Așa.
capacitate de a măsura nivelul de atingere a competenței. Și am pus întrebări, care sunt modalitățile de măsurare? Putem, prin intermediul unui test însoțit de barem sau grilă, proiect cu o grilă de evaluare. Și o altă întrebare, cum măsor nivelul de atingere a competenței? Și aici intervin descriptorii de performanță. Mulțumesc! Atunci mergem în ordine, așa că să ne mai încurcăm după aia. Noi am spus că evaluarea reprezintă un proces de măsurare a nivelului de formare a competențelor în vederea îmbunătățirii procesului de învățare. Aceasta reprezintă un feedback pentru elevi și pentru profesori și, în cazul nostru, într-adevăr, și o modalitate de ierarhizare în anumite situații, de admitere la liceu sau, eu știu, examene, admiteri și așa mai departe. Mulțumim! Proces de evaluare este un proces de verificare a nivelului de atingere a competențelor. L-am redus la cuvântul verificare. Colega mea a scris notare și atunci am combinat cele două, o verificare finalizată cu o notare. Evaluarea este deci o verificare a competențelor atinse și totodată un feedback al profesorului pentru revenire. Este totodată și un feedback și pentru elev, dezvăluindu-i dificultățile în învățare, respectiv înțelegerea fenomenului de fizică. Carență de informație, slabe abilități de interpretare matematică și de calcul. Notarea trebuie să reflecte gradul de însușire a materialului, dar și gradul de aplicabilitate și transfer de cunoștințe. Notarea se realizează la un moment dat și reflectă stadiul în care se află elevul la momentul dat, respectiv data pe care s-a făcut notarea. Ca întrebare, cum evaluăm eficient? Mulțumim! Grupul nostru a găsit cuvinte cheie a reflecta, evaluare a reflecta, verificare, deci verificare se tot vehiculează, a reflecta mai puțin, eu zic că e foarte important, sau termeni tehnici însușiți. Deci trei oameni, trei evaluarea, ce ar mai însemna, noțiuni noi învățate, evident, gradul de reținere a termenilor tehnici învățați în ora respectivă, evident, noi avem discipline tehnice, sau testarea nivelului de asimilare a cunoștințelor și a